Ai pornit la drum cu chef de joacă și aventură? Curiozități despre natură? Rămâi pe frecvență! Urmează Enciclopedia Zimitot, plinul de distracție. Până la destinație, îți este asigurat de Petrom. Zimitot! 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 Prietenul care știe tot! El e Zimitot! Zimi n-a vorbit de curând despre sulf și întrebuințările lui? Da, sigur! Sulful este un element chimic și a fost și încă este întrebuința la tratarea bolilor de piele, la fabricarea prafului de pușcă și a chibriturilor. Chiar făcusem o mică poezioară. Așa cum îți este obiceiul. Atunci, dacă ții minte toate aceste lucruri, înseamnă că ți amintești și faptul că Zimitot nu ne-a putut spune chiar totul despre chibritul și despre cum se fabrică ele, nu-i așa? Așa este! Țin minte, din cauza acumulatorilor nu a reușit. Hei, dar cred că putem să-l rugăm să ne spună astăzi. Tocmai din acest motiv am adus în discuție acest subiect. Poate ești de acord să-l întrebăm astăzi? Bineînțeles că sunt de acord! Ha, nimic mai simplu! Zimitot! Da, biții, precepție, care obicei. Inițiază secvența de căutare cu subiect, chibritul. Inițiez secvența de căutare cu subiect, chibritul. Rezultatele au fost stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor. Suntem gata! Poți începe! Chibriturile chimice, în forma lor empirică, apar în anul 1805 în Anglia. Capetele bețișoarelor erau muiate în topitură de sulf, apoi acoperite cu un amestec de zahăr și clorat de potasiu. Când trebuiau aprinse, erau introduse într-o sticluță unde se atingeau de o bucată de azbest îmbibată în acid sulfuric. Aceste chibrituri au început să fie produse pe scară industrială în anul 1812. Cu toate că ofereau o alternativă la aprinderea focului, prezentau două inconveniente foarte serioase. Adică? Era dificilă și periculoasă manipularea recipientului de sticlă cu acid sulfuric. Și în plus, exista posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor ce lua naștere din această reacție. Au! Reprezentând totuși un progres, aceste chibrituri au fost fabricate până în anul 1845. Zimi! Da, Iți, te ascult! Până la inventarea acestor chibrituri, adică în anul 1805, oamenii cum făceau focul? Până în secolul al XIX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului de către om erau scânteile produse de un amnar, prin ciocnirea a două corpuri dure, sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapidă și îndelungată a două lemne uscate. Așa cum făceau și indienii, știam eu! Și chibriturile sunt la fel ca atunci? Ca în anul 1805? Nu, Iți, au fost aduse numeroase modificări. Dar de ce nu erau bune? Erau cam periculoase, Iți. Și în zilele noastre nu e de glumit cu aceste micuțe bețișoare, pentru că pot face mult rău. Dar atunci, la începutul istoriei lui, chibritul era chiar foarte periculos. Acum așa? Pe așa cum v-am spus, trebuiau păstrate într-o sticluță cu acid sulfuric. Da! Și așa cum știți, acidul sulfuric poate provoca răni deosebit de grave dacă nu este manevrat cu deosebită grijă. Da. În plus, în urma reacției chimice se forma un gaz exploziv, bioxidul de clor, care mai era și toxic pe deasupra. Toți asteroizii, și acid, și gaze, și explozii. Parcă ar fi o rachetă protonică. Și nu era decât o modalitate de a face foc. Se poate spune că strămoșii chibriturilor actuale erau destul de periculoși. Dar folosirea lor va dura puțin timp, căci anul 1835 marchează data de naștere a primului chibrit cu fosfor, numit Lumânare de Turon. Aceste chibrituri erau niște așchi de lemn, la capătul cărora se aplica o bucățică de fosfor alb, un element toxic. Acesta se aprindea de la sine când era scos din apă în aer, din care cauză erau și acestea destul de greu de folosit. Se aprindeau singure? Da, Iți, în contact cu aerul. Oh, înseamnă că nici aceste așa zise lumânări de turan nu erau foarte sigure la întrebuințare. Așa este, Biții. În anul 1851, germanul Schröter obține un patent de fabricare al fosforului roșu, pe care îl descoperise încă din anul 1845. Spre deosebire de fosforul alb, fosforul roșu nu este toxic și nu se aprinde în contact cu aerul.
Totuși, problema chibritului ideal nu era încă rezolvată, din cauza unei dificultăți. Nu se puteau produce chibrituri cu fosfor roșu, deoarece, la atingerea acestuia cu cloratul de potasiu, se producea explozia cloratului. Chimistul Boșe a avut ideea simplă, dar eficientă, de a aplica cloratul de potasiu pe bățul de chibrit, iar fosforul pe cutie. Ce deștept! Și astfel s-a născut chibritul de siguranță, Safety Matches. Aprinderea lui se făcea prin frecare, iar producția industrială a avut loc pentru prima dată în Suedia. De aceea, multă vreme, au fost numite și chibrituri suedeze. Deci acestea au fost chibriturile sigure, chibriturile moderne! Foarte corect, Biții! Astăzi, producția de chibrituri se bazează pe această rețetă, din anul 1848. Bețele din lemn de brad, de plop, de tăi sau de anin sunt impregnate cu parafină sau cu o soluție de azotat de potasiu. Aceste soluții fac lemnul să se aprindă ușor și să se prefacă în cărbune, fără jar. Pe capătul bățului se află clora de potasiu și sulfură de stibiu. Pasta de pe cutie este compusă în general dintr-un amestec de fosfor roșu, pulbere de sticlă și bioxid de mangan. Wow! Dar nu mă așteptam că până și chibriturile să aibă istoria lor! Ca mai toate lucrurile de pe pământ, de altfel. Cu toate că s-a reușit fabricarea unor brichete economice și performante, nu s-a reușit detronarea modestei așchi de lemn cu căciulița sa chimică, chibritul, care este folosit cu succes și în era navetelor spațiale. Iți? Da, Zimi. Biți? Da, Zimi, tot ascultăm. Trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Iah! Așa că acum vă voi spune la revedere. Ne reauzim data viitoare, tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere! La revedere, Zimitot! Face foc de 10 de ani! Mic, subțire, liniștit, nici nu costă prea mulți bani. Este vorba de chibrit! Asta e mai mult o ghicitoare. Așa e. Zimi, tot, Zimi, tot, Zimi, tot. Prietenul care știe tot. Caută și tu în stațiile Petrom echipa Capitanului Pământ și porniți în super aventuri împreună.